Birourile permanente. Proces verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea directorului Serviciului de Informații Externe. Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44, aliniatul 4, din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea domnului Ungureanu Mihai Răzvan în funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Numărul total al deputaților și senatorilor, 554. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 289. Numărul total de voturi exprimate, 284. Numărul de voturi anulate, 0. Numărul total de voturi valabile exprimate, 284, din care voturi pentru 278, voturi contra 6. Potrivit prevederilor articolului 76, aliniatul 2 din Constituția României, republicată, și al articolului 51, aliniatul 7, din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. Având în vedere faptul că, din totalul de 554 de parlamentari, au fost prezenți 289, din care au votat pentru 278, birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului Ungureanu Mihai Răzvan în funcția de director al Serviciului de Informații Externe.